Bună ziua! Ne aflăm în Focșani, pe strada Cuza Vodă, în fața unei superbe case boierești, cunoscută drept Casa Cracalia. Ce este important cu această casă? Este faptul că a aparținut unei renumite familii boierești, familia Cracalia, deținătoare de terenuri agricole. Această familie a dat Focșaniului și României pe capitanul erou Leon Cracalia, căzut la datorie în războiul de independență de la 1877, în timp ce cucerea Reduta Grivița. El este ofițerul care comanda compania a treia Soveja din regimentul 10 Dorobanți și în iureșul luptei a preluat comanda acestei unități, deoarece comandantul maiorul George Șonțu fusese doborât de către turci.